Nu, că se mișcă și pe dreapta. Zu. Ia, trage. Ăla e, m-am luat-o repede. Dar e mare? Hai că a venit repede asta. Volumul parcă să zic că e ok. Stai că nu-l văd. A plecat în dreapta. Hai de-a bă la băiatul acelea. Să-ți bate și să ieși la suprafață. Asta vine repede. Nu știu cum să zic are. 500 de grame. Are 500 de grame. Vine repejor. Iar nu-l bat, îl văd. E aproape, se mișcă spre stânga. Se cam chinuie. Unde e? De fapt nu se chinuie, tensiunea pe mulinetă nu e. Dar de ce nu-l aduce mai repede? Îl văd, parcă e deasupra. Pot să dau zău când trag? Pot să dau. Dar nu pot să trag în timp. Pot să mulinez, dar nu pot să ridic undița. Perfect, e bine și așa. Hai chip aproape. Vine el încet. Sunt cu ochii pe el. Se vede, mă, bine? Se vede și acolo. Nu cred că ai apeși nimic nici tu, nu? Sunt primul care ia peștele azi? Pe lac? Păi, ce să plimbă ăsta? Îmi place cum strălucește verdele ăla de la clopoței. Verdele ăla aprins. Hai că ăsta, ba în stânga, ba în dreapta. Haide, bă, azi. Că mai am și alți pești de prins. Stai puțin, că după culoare pare că e chiar tenciu. Ia să vezi că am luat tenciu din prima. Ia să vezi. Că am luat tenciu din prima. Hai, mă. Nu e tenci? Ba da. Ia, ieși tu din apă. Ieși din apă. Ia să vezi. Nu, e crap. E crap. Nu-mi place. Băi, trebuie să-mi golesc ăla. Mai prind unul și mă duc să golesc juvelnicul. Și o să verific și ce prinde la Nord del Pike, dacă trage și ăla la Red Worms. Dar nu mi-am să-i văd. Uite-l, trage. Ia-l. Și mă mănâncă și nasul. Stai că mai am o mână, nu? Ia, asta unde ești? Să-ți bate, îl văd. Ăsta e mic, 200 de grame, cred, la ce viteză are. Hai, mă, sus. E mic ăsta, gata. Hai sus, gata. Ia, ce pot să-ți bate? Ce-am prins? Uite, mă, că l-am luat. Tenciu, a doua încercare, nu? Ce face? Se vede transparent, nu? Sau e daur? E vreun... Stați puțin, am impresia că e vreun defect din joc. Nu? Se vede transparent. Vedeți că e transparent? Ce-o fi asta? E daur sau ce? Trofeu nu, am terminat misiunea, la aia se referă. Nu, mă, trebuie să-mi schimb firul. N-ajung în locul în care sar ei, n-ajung acum. Gata, bă, l-a luat. E mic. Slăbuț. Dar vine. Vine. Peste e mic, l-a aruncat pe mal. Biban! A luat băiatul bibanul! Ia uite-l! Uite, bă, răpitorul! A luat băiatul bibanul! M-au jupuit ăștia de bani. Gata! Uite, bă, parcă am cobit! Să vorbim urât mai des! Să vorbim urât mai... Olu, măiculiță, mamă! S-a dus pe roșu aia! Bă, ați avut dreptate, ăștia sunt mari! Ăștia sunt bestii, bă! Rupe firul! Nu, cred că am agățat ceva, nici nu știu unde să mă uit. Unde sunt? Da, în dreapta, gata, am văzut! Mi-a pus tensiune maximă pe fier, am crezut că gata, îl rupe. Trage. Nu văd unde e. Unde ești, mă? Am uitat că țineam click data apăsat. Cred că a fost problema, țineam click data apăsat. Sunt pești mai... Da, mi-a zis tu, dar da, cine să asculte, berbec cu tot berbec. Mi-era greu să cred chestia asta, am zis, mă, de ce n-ar fi și acolo? Dar nu neapărat pești mari m-ar interesa, cât activitatea lor, știi, să tragă mai des. Să nu stau, cum am stat și până acum, 10-15 minute să mă uit la grafica jocului. Bă, dar asta chiar aleargă. Asta chiar aleargă, bă, nu te joci că. Hai că sunt curios ce-am luat. Aici, pe lac. Hai mă, vii sau pleci. Nu știu de ce am pus eu atâta tensiune pe mulinetă, nu? În dreapta de tot e mulineta. Firul e în stânga. Pe mulinetă s-a pus tensiune mare. Hai, mă, unde ești? Te-ai pierdut? E aproape de mal, e aproape de mal. Dar nu era suprafață. Bă, stai așa că nu l-am văzut să sară. Sare, mă? Nu sare, bă! Se duce în barcă.
S-a dus în barcă, cum îl scoate pe ăla de acolo? Vino înapoi. Înapoi. Ia-mă înapoi, nu vrem, mă? Ba da, am scos. Băi, dacă face ca Neurofishing Simulator, că mi-mi încurca... Ia. Uite-l, uite-l, l-am luat. Și ăsta, aproape un kilogram, oalei. Ce e ăsta? Ce mă, asta e specie de pești? A, stai că urmăresc misiunea greșită aici. Oalei, jumătate, nu, un kilogram aproape, 187. Ia, uite-l mă, gata! Hai da, la mal. Unde e? Ia uite cum se zbate, bă! Sare! Te văd dacă e mic. Ia uite-mă cum sare ăsta! Unde crezi că pleci? No, ăsta n-are jumate de kilogram. Dacă o luăm după... Bă! Ce se întâmplă? Că ăsta e prea ușor sau ce? De ce n-are tensiune pe ăsta, bă? Nu! N-am tensiune, e prea mic, nu? Îl pierd? Treci, mă, la mal. Hai de la mal. L-am luat, ce-am luat? Am luat unul din misiune. Redfin, picherelul ăsta, nu știu ce e picherelul. Știu că, mă, picherel. Așa pare lungă, picherelul ăsta, ce e? Ia uite-o. Ia uite, subiză. Da, bun, păstrează, bună. Ia, că trage. Ăla e, mă. Da, Lucian, te înțeleg că probabil așa aș fi făcut și eu, dar... Nu știu cum am procedat de data asta și nu m-am mai aruncat cu capul înainte, cel puțin la început, că azi am dat-o iar în bălării. Hai mă, vine sau ce faci, mic? Astea sunt mici și vin mai ușor. Și am dat bani pe prostii fără să-mi dau seama că nu o să mă ajute. Unde ești? Pă! Ah! Nu înțeleg de ce face, are momente în care scad FPS-urile pentru aproape o secundă. Se vede așa o blocare, se blochează. Încă una! Uite-te mă că o le iau una după alta! Jumătate de kilogram, uite ce lungă e asta. Și a răsărit soarele. Nu? Dă-te la soare. Sau dă să răsară soarele, se vede cum bate lumina. Bă, deci mie îmi place mult cum se văd astea, mă, de reale, cât de bestiale arată. Ia, s-a luat-o iar. Ia-l! Hai că îmi place, deja am început să sară ăștia. Frumos, acum la sfârșitul live-ului, că mai am 10 minute. E bine și așa, măcar termin fericit live-ul. Unde ești, mă, că nu văd? Ia, stai, las-o jos. A, am plecat în dreapta. Te văd, stai ușurel, bă, da, slăbuț rău, ia, e în dreapta, na, te zic, bă, nu, ce are, mă, îl pierd, hai că l-a adus, Lucian, tu cu experiență fiind, el o pergi, bă, nu știu de asta, biban galben, nu știam de asta, deci e biban european și biban galben, asta pare mai lung, așa, mai oval, mai, nu știu cum să zic, diferit. Nu prea-mi place cu ăsta. Ăsta clar nu e ce am prins eu pe aici, pe râu. Ia, gata, a venit. Ăsta e mai mare. Ăsta cred că are un kilogramul. S-a dus până în jumate tensiune. A, n-are, m-am păcălit singur. M-am păcălit că scade iar. Unde stai tu, Lucian? Pe ponton? Păi lasă, pe ponton, unde pe ponton? Pe care lac, vreau să zic. Care e mai ieftin așa la... Pentru tine, pe unde îți petrești tu timpul? Când mergi la pescuit. Pe care din lacurile astea disponibile? A, uite-l mă, e mic ăsta, hai că l-am adus. Am impresia că mai are ceală. Bă, ia uite câta bestie aici. Deci are aproape jumătate de kilogram, dar mi se pare că e mult mai mare. Deci asta ce zice că? Nu lua că mă jupoi de bani, da? Pentru ce? Trofeu, da? Bine, release. Ia, uite-l bă, ce repede trage acum. Deci stai ca să faci bani, dar cum ai ajuns tu pe Lesni Villa? A trebuit să ieși de pe... Nu, că ele... Stai că îmi dau răspunsul singur. A fost nevoie să ieși de pe Emerald, că n-ai mai avut probabil momeli sau ai stricat tu ceva. Ai rămas fără fir, că ai pescuit acolo zile întregi, cu lunile ai stat pe acolo probabil. De fapt pe acolo, pe aici, pe Emerald. Și când ai ieșit ca să-ți cheltuiești banii, nu ți-ai mai păstrat și tu banii. Ai cheltuit banii, de n-ai mai rămas cu suficienți ca să... Te întorci înapoi pe Emerald, nu? Am ieșit să intru în shop să-mi iau chestii și alea. Și ai cheltuit toți banii, le-ai păstrat și tu 3000 ca să ai să te întorci înapoi pe Emerald. Vezi ce înseamnă? Ai învățat și tu ceva din chestia asta. Nu te grăbi. Sau calculează-ți bine bugetul. Nu? Da, mă, bucuria e că mamă ce dă banii să-mi iau și de aia și când e să le folosești. Pauză, mai folosești. Da, asta s-a mai dus unul în listă.
Parcă să zic că nu. Da. Suficient pentru asta, ne vedem mâine. Pa!